Varicela sau vărsatul de vânt, cum îi se mai spune, este o boală extrem de contagioasă și, așa cum arată și numele popular, se transmite foarte ușor prin curenții de aer. La Râmnicu Sărat se înregistrează în această perioadă o explozie a numărului de îmbolnăviri, numeroși copii, dar și adulți fiind diagnosticați cu varicelă. A crescut numărul prezentărilor pe camera de gardă pediatrie cu copii care au varicelă, diagnosticul de varicelă, și din păcate au apărut și cazuri la adulți. Perioada de incubație a bolii este cuprinsă între 10 zile și 3 săptămâni. Pacientul este cel mai contagios cu 2-3 zile înainte să-i apară febra și erupția de pe piele. La primele simptome ale unei afecțiuni virale, și anume un catar oculonazal, o stare generală proastă, alterată, cu astenie, cu fatigabilitate, cu inapetență, cu febră sau subfebră, este bine să se adreseze în primul rând medicului de familie. Și mai ales acum că începe și școala, este bine ca acești copii să nu meargă în colectivitate. Persoanele diagnosticate cu varicelă nu au voie să meargă în colectivitate, existând riscul de a răspândi virusul. Poate să îmbolnăvească și pe ceilalți copii și ei sunt un pericol și pentru cadrele didactice și pentru colectivul școlii. Există vreun tratament? Da, există tratament specific, dar în primul rând izolare și măsurile care se impun în orice afecțiune virală. Medicii spun că varicela este o infecție extrem de contagioasă și nu poate fi diagnosticată cu ușurință pentru că simptomele de debut sunt cele specifice unei răceli. Diagnosticul bolii poate fi pus cu exactitate abia în urma erupțiilor cutanate.